Deschidem lucrările comisiilor reunite. Vederea discutării bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2020. Nu. Avem domnul director de la Spitalul Municipal de Urgență. O să începem cu proiectul numărul 6, dacă sunteți de acord. Da. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții ale Spitalului Municipal de Urgență Pașcani pe anul 2020. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Discuții, întrebări, vă rog, dacă se dobla acest proiect. Da, nu vrea nimeni? Poftiți, domnule consilier. Bună ziua, mulțumim că ați venit, domn director, doamna... Director financiar. Noastră, tot o bucură. Ne-am uitat pe ceea ce vreau să lămuresc cu dumneavoastră, câteva lucruri. Întâi vreau să vă felicit pentru faptul că ați reușit să echilibrați bugetul anul trecut și ați terminat chiar cu un excedent de 188.000 pe partea de funcționare, când știm cam ce probleme au fost de la jumătatea anului trecut. Deci asta, chiar felicitări pentru asta. Ce vreau eu să vă întreb? Am văzut că ați fost foarte optimiști la partea de venituri și ați estimat venituri din contractele cu casa cu aproape 3 milioane, 2 milioane și ceva în plus. Aveți un suport pentru așa ceva în spate? Sau bănuiți că așa o să fie? Deci am văzut această prevedere, având în vedere ultimul trimestru al anului trecut. Când casa ne-a suplimentat un număr de cazuri pe lună, care ne-au dus venituri financiare suplimentare. Și noi, cum am discutat cu sindicații de asigurări, dumnealui ne-a promis că vom păstra în continuare același contract până la contractarea pe anul 2020, când vom renegocia contractul. Deci pe ultimul trimestru al anului trecut ați primit mai mulți bani, am văzut deja un milion și ceva sau nu știu cât au fost prevăzuți. Deci pe baza acelor decontări de ultimul trimestru v-ați făcut prognoza și anul acesta. Asta e un lucru bun. Am văzut că ați pus banii pentru majoritate, pentru creștere salariale, adică acele salarii care trebuie să crescute conform legii, plus v-am dus și pe spor. Bănesc că vreți să reveniți. Da, la să creșteți din nou sporurile pentru gărzi, pentru ce erau, ce au fost... Pentru cadrele medii care au avut un spor doar de 50% în cursul anului 2019. Un singur punct care, pe partea de salarizare pe care l-am văzut acolo, ar fi ceva de genul, iarăși nici anul acesta nu sunt prevăzute acele vouchere de vacanță. Cred că ar trebui să discutați cu cei din sindicat, că am văzut că e un pic de... neliniște acolo. Să le explicați că veți crește salariile și cred că e mai important să primească salariile și sporurile lunar decât acel voucher pe vacanță o dată pe an și să le promiteți că dacă în a doua parte a anului veți avea venituri, deci nu e bătut în cuie faptul că acum nu suprinse în buget, nu pot fi acordate după prima rectificare bugetară. Da? Deci după prima rectificare bugetară, dacă vor fi venituri suplimentare, să le spuneți că veți prevedea conform legii și acele voucher de vacanță. Da, am văzut totuși câteva semne de întrebare care să vă creeze niște probleme, ceea ce înseamnă cheltuielile de utilitățile. Am văzut că ați spus mai puțin decât anul trecut. Asta înseamnă că dumneavoastră vor trebui să le monitorizați. E foarte bine, da? Deci trebuie să monitorizăm utilitățile să fie cât mai mici, dar asta înseamnă că trebuie să le monitorizați atent. De ori și noi 200.000 de lei. Nu, ei în buget și-au pus mai puțin pentru căldură pentru decât au consumat anul trecut. Asta ideea este că... Sursa. Deci banii au pus anul trecut, de exemplu, la căldură avea 130.000, anul ăsta 100. Asta dar avea policlinică, a avut pe centrală termică, cu apă centrală. Dar asta și-a scăzut foarte mult. Centrale termice, dar o căi. Să monitorizați atent cheltuiele să nu aveți cumva depășit ca să aveți un echilibru la buget. Adică este o justificare. Da, da, e foarte bine. Nu, da. Bănuiesc că mărilele salarii acoperă și ce ați angajat la începutul anului, da? Da. Pe lista de investiții am văzut mai multe și am văzut trebuie să o punctăm treaba aceasta că mai cumpărați un defibrilator. Dacă e un media, e discuții cu aceste defibrilatoare. Aveți unul la ATI, da. Nu la ATI jos, unde aveți acum, la urgență este unul. La compartimentul primii urgențe. Este unul. Aveți unul primit de la acele ONG, da? Da. Și acum mai cumpărați unul pentru pediatrie.
Nu, cam așa, unii îl duce, dar pediatric, cred că am văzut eu acolo. Deci ar fi acum spitalul ar avea 3. Plus ai investit ce mai mare, sunt și confinanțele pentru fonduri europene, arată, deci, după cifre arată bine. Dacă vă țineți de această proiecție bugetară, lucrurile arată bine. Acum o să vă spun, dacă profit de ocazie că v-am găsit aici și vă spun, vreau să discutăm câteva lucruri care nu țin neapărat de buget. O vulnerabilitate la spital este relația cu... Ce s-a întâmplat în ultimul timp? Relația cu societatea. Știți că în ultimul timp spitalul a fost în centrul unor scandaluri. Cred că ar trebui să vă faceți cumva și sunt convins că aveți proceduri acolo. Da? Dar trebuie cumva reactualizate, repuse, să nu mai se întâmple. Am avut o colegă din administrație care a venit să a plâns aici că a fost tratat rău în spital. A venit, am văzut iarăși un caz cu un copil. Mai fost iarăși ceva internat. Deci îmi pare rău că ultimul timp, ultimul trimestru de anul trecut, spitalul a fost în centrul unor discuții care nu erau constructive. Și dumneavoastră, la baza acestor venituri, stă și încredere pe care o dați cetățenilor. Că dacă cetățenii, pacienții, nu vor avea încredere în spital, nu vor mai veni. Iar dumneavoastră nu veți mai avea servicii medicale, nu veți avea ce deconta. Deci asta trebuie să le explicați și colegilor noastre. Că poate ar trebui să aibă o altă relație cu pacienții, să dea dovadă de mai multă răbdare, de mai multă empatie și lucrurile să continue. Ce este lucrul să le facem săptămânal? Mă bucur să aud, eu nu mai... Atât de lucru și doamna directoare medicală, pădurariu, facem acest lucru. Iar vis-a-vis de adresabilitatea către spitalul, cred că este bună, având în vedere că sunt pacienți care vin și din județele limitrofe, județului Iași. Da. Avem pacienți din vest social, Bacău și Neamț, care vin la acest spital să-și atenția pe chestiunile care iau. Bun, asta e foarte bine. Deci eu nu mai am alte întrebări. Vă urez succes în continuare. Sperăm să auzim mai lucruri bune de la spital. Mulțumesc, domnul consilier. Mulțumesc, domnul director. Alte întrebări? Puteți, domnul director. Mare și mai e un proiect, dar nu e același lucru. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Comisia Economică? Comisia Învățământ? La juridic? Urbanism? Mulțumim, domnul director. Aviz favorabil, da? Aviz favorabil la toate, da? La bine, 4 voturi pentru. Las proiectul numărul 7, domnule, nu? La 7. Las 7. Proiectul numărul 7, da. Privind aprobarea bugetului integral, venitul proprii, sursa F al instituțiilor și a listei obiectivelor de investiții de anul 2020. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Dacă sunt întrebări la acest proiect, discuții? Dacă nu, supunem la vot. Comisia Economică, cine este pentru? Învățăm cine este pentru. Adisfavorabil. Juridic? Pentru 4, adisfavorabil. Urbanism? Aviz favorabil, 4 voturi pentru. Da, revenim cu proiectul numărul 1. Nu știu să mai știu cineva, dar nu. Proiectul numărul 1, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și al cantinei de ajutor social Pașcani pentru anul 2020. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Discuții, întrebări la acest proiect, îl avem aici pe domnul director. Dar am rugat-o pe doamna Roxana să ne dați pagina a doua. Nu avem pagina a doua la proiectul ăsta. Deci nu există la proiect, există pagina a doua. Asta e proiectul. Nu, aici. Proiectul 1. La anexă, da? La anexă. În anexă nu există pagina a doua. Ce vreau să vă întreb, domnul director?
văd că și anul acesta, pe ultimul semestru, nu aveți prevăzute toate salariile. Da? Apar doar în primul trimestru 46.000, în al doilea 50, al treilea 50 și iar în ultimul 31.000. Spuneți dumneavoastră? Da, pentru că am pus 57 în al doilea, 51 în al treilea și eu au cheltuielile acolo jur de 40.000. Bun. Dar din punct de vedere al echilibrării, da. S-au mers pe credite alocare mai mult de credite, că practic plătiți salarii să vă plătiți propriu zis că e nevoie. Să luăm altfel. Să luăm altfel atunci. Avem așa, cheltuielile personal, execuție bugetară în anul 2019, 189.350. Prevedere pentru anul 2020, 190.000, deci aceeași sumă. Dar eu știu că salariile au crescut și la noastră cu 12%, nu? Nu, n-au crescut? Nu. Deci la noastră n-au crescut salariile? Deci au rămas ca cele care au trecut? Nu sunteți personal contractual? Nu toată lumea a primit 12% la salarii? Da, bă, nu este de primărie, aia este instituție separată. Și nu au primit mărit salariul anul ăsta? Deci n-ați primit, nu? Nu. Ai, atunci ați rămas la același buget de anul trecut pentru salarii. O singură neconcordanță, dar nu știu, cred că e relevant, dar măcar să întrebăm. În raportul de specialitate apare 130 de persoane, la dumneavoastră, nota de fomentare, 115. Până la urmă, câți? 115. Deci de la primărie nu sunt informați corect. Bine, dacă spuneți dumneavoastră că la mea sunt 9 salarii și aveți... La primărie au s-au fixat 130, atâta este bugetul pentru 130 de persoane. Dar efectiv sunt 115. Noi am dat normă de hrană pentru 130 de persoane. Asta da, mulțumim. Dacă spuneți că aveți salariile, n-au mărit, n-au crescut la toată lumea. Da, mulțumesc, domnul consilier. Dacă mulțumesc. Mai sunt alte întrebări, dacă nu, supunem la vot. Comisia Economică, cine este pentru? Aveți favorabil, unanimitate. Învățământ, cine este pentru? Comisia juridică, cine este pentru? 4 voturi pentru, favorabil. Urbanista, cine este pentru? Aveți favorabil, 4 voturi pentru. Proiectul numărul 2, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al creșei numărul 1 Pașcani pentru anul 2020, inițiator proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Dacă sunt discuții, întrebări la acest proiect, doamna director, aceeași problemă și la dumneavoastră. Banii de salarii sunt suficienți. Sunt împărțiți așa că am înțeles că se reportează în trimestrul nostru și ca o măsură de siguranță. Deci, pe ce trimestru, poți să duci mai departe. Da, da, da. Dar banii sunt suficienți. Așa spuneți dumneavoastră? Da. Că vă ajung banii, da? Da, da, da. Bun. Atunci, dacă spuneți că vă ajung banii, e în regulă. Problema este, aveți dumneavoastră nota de fundamentare undeva, că vă trebuie pentru bunuri și servicii bani ca să vopsiți gardă, să puneți arboști. Da, vă rog să nu mai puneți, că va intra în renovare. Da? Deci, da? Nu vă apucați să faceți cheltuieli pentru vopsiți gardă sau schimbat conducte, că bănuiesc cam acesta va intra în renovare. Și dacă ne spuneți că vă ajung banii pentru salarii, atunci. Succes în activitate. Mulțumim. Dacă mai sunt alte întrebări, discuții. Dacă nu supunem vot, Comisia Economică, cine este pentru? Unanimitate, aviz favorabil. Învățământ, cine este pentru? Unanimitate. Comisia Juridică, cine este pentru? 4 voturi pentru. Urbanist, cine este pentru? Aviz favorabil, 4 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 3, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor pe anul 2020. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. De regulă, aici nu trebuia să discutăm nimic, totuși am eu întrebare. S-au cheltuit vreun ban anul trecut din excedent? Pentru că nu mi-e să mie vreo 3.000 de lei. Nu aici. Deci, comparativ cu bugetul de anul trecut, unde era un excedent de vreo 170 ceva de mii de lei, anul ăsta excedentul ajunge... aici trebuia să fie 144 au fost anul trecut excedentul, să înseamnă că nu s-au încasat, ori nu s-au făcut, ori nu s-au încasat. S-au încasat cu 3.000 de lei mai puțin atunci. Asta da. Da? Asta da. De ce? Păi, nu știu, eu m-am expus
spus, doar ceea ce s-au încasat tot. Ce s-au încasat? Nu, nu, dar deci au fost prevăzut 36, s-au încasat 34. S-au încasat 31. Cineva nu și-a plătit redevență, nu? Sau închirierea. Deci ce aveți prezentat este totalul veniturilor încasate de cursul timpului, ceea ce se constituie ca și excedent. Destinația este specială pentru amenajări în domeniu. Trebuie să vă prezint acest. Da, da, nu e în regulă, v-am zis, trebuie să încasa așa cei 3.000 de lei care lipsesc. Da, mulțumesc, domnul consilier Pintilie. Întrebarea este, de ce venim cu excedentul ăsta? Nu este o nevoie de a întreține aceste pajești? Suntem de 5 ani de zile, nu folosim bani. Eu nu cred că acolo chiar nu este o nevoie. Adică... Este nevoie, dar nevoile sunt mult mai mari decât banii care sunt. Ca să amenajez o lună din aia... Bun, și care e viziunea dumneavoastră? Adică ce facem? Trebuie să așteptăm 10 ani ca să facem ceva nu, sau... 10 ani, da? Nu sunt eu personalul de specialitate, îți dau un răspuns. Sunt cei de la agricol care ei... No, eu doar atâta mă obișnuiesc să mă adresez către scaunul respectiv și... Am ocupat, da, greșit. Adică, da, probabil că sunt oamenii aia care închiriază de acolo și plătesc bănuțe ăștia care îi plătesc, au niște nevoi acolo, nu pot să-mi imaginez. Este ca și la piață, stăm cu banii în cont și noi, situația este cum este. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul consilier. Dacă nu mai sunt alte discuții, ne punem la vot proiectul. Cine este pentru? Comisia Economică. Învățământ. Cine este pentru? Unanimitate. Comisia Juridică. Cine este pentru? 4 voturi pentru. Urbanist. Cine este pentru? A zis favorabil. 4 voturi pentru. Proiectul de hotărâre numărul 4, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și al programului obiectivelor de investiții al Serviciului Administrației a Piețelor pe anul 2020. Inițiator proiect de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Discuții la acest proiect, întrebări? Domnul Menegon nu este? Din punct de vedere al cifrelor, bugetul e ok. Ce vreau să atrag atenția, iarăși e primul an când nu avem excedent la piață. Nu avem excedent pe anul acesta la piață, dar din contra avem 3.000 de lei cheltuiți în plus, 3.600, dar au fost încasați 290, s-au cheltuit 2019-923, deci 3.000 de lei în plus. Și vreau să întreb, dar poate nu mai găsesc. Sunt 11 persoane la piață. Au fost anunțat. 11 persoane la piață. Îl așteptăm pe noi, să-mi spun. Chiar ar vrea să știu ce fac acele 11 persoane. Văd că schema e completă. Da. Dacă apare domnul Menegonul să începem venim. Da, și... dar și am văzut că pe listă, nu, dar puteam să dăm aviz. Dacă nu aviz proiectului, dacă nu mâine ședință, iarăși un lucru pe care vreau să subliniez este că avem pe lista de investiții proiectul de modernizare a Peței în Vale, foarte bine a fost și anul trecut și anul acesta. Este pentru că noi am dat un nu sunt pe nimic. Am dat dispoziție la achiziții ca să facă și s-au găsit o două motive să nu se facă. Noi nu putem să le facem, dar este dată dispoziție de primar și nu sunt duse la întreprinire. Sunt 2 milioane acolo, cred că ar fi pentru proiectare, pentru... execuții, ar putea să înceapă să facem cumva un buget multianual, să ne gândim la un credit după aceea. Dacă nu este la felul achiziție. Putem să vă arătăm dispoziția de primar, dată din luna martie, să prindă. Da, nu e în regulă, că de-a trebuit nu reușim să facem ceva. Ce politic acolo, da, la aceea. Nu are nicio legătură cu noi sau cu voi. Așa gândești, ia pur și simplu, așa putem. Primarul da dispoziție ca să facă. Domnul, nu aveți încercări? Nu, nu. Da, da. E sublim la viață, e totul perfect. Ca cifre. Supunem la vot. Comisia Economică. Cine este pentru? Învățământ. Cine este pentru? Unanimitate, aviz favorabil. Comisia Juridică. Pentru. 4 voturi pentru. Favorabil. Urbanist. Cine este pentru? 5 voturi pentru. Aviz favorabil. Proiectul de hotărâre numărul 5, privind aprobarea bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii, sursa E,
și a programului obiectivelor de investiții pe anul 2020. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Discuții la acest proiect. Sunt cele 5-4 proiecte și e... Cine este pentru la Comisia Economică? Cine este pentru la învățământ? La juridic? Pentru 4 voturi favorabil. Comisia Urbanist, cine este pentru? 5 voturi pentru, aviz favorabil. Proiectele 6 și 7 au fost discutate. Proiectul numărul 8. Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Bibliotecii Municipale Pașcani pentru anul 2020. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Întrebări, discuții, doamna director este aici. Da, bugetul la biblioteca anul acesta văd că este complet, da? E corect. Am văzut că aveți prevăzut față de anul trecut, aveți prevăzut cheltuielile pentru tot anul și inclusiv salarii pe trimestru 4. O să profit de faptul că sunteți aici, vă pun o altă întrebare care nu are legătură neapărat cu acest subiect, ci cu alt proiect pe ordinea de zi. A fost o polemică în presă, a fost așa. E adevărat că aveți 10 ani de când sunteți director interimar acolo? Da, văd că chestia asta se transformă... Nu, nu, nu. ...la un motiv negativ. Nu, nu, nu. Nu de... corect pentru că eu chiar mi-am făcut treaba acolo de... și nu numai că mi-am făcut treaba de director, am făcut treaba pentru multe alte posturi din bibliotecă. Biblioteca a funcționat, au fost perioade în cei 10 ani, cum spuneți dumneavoastră. Sunt perioade în care a funcționat cu 3 oameni, din 14 cel puțin cât prevede legea. Au fost posturi neocupate, am lucrat uneori și pe 3 posturi. Nu, de ce? M-ați înțeles greșit, eu nu vă fac cu reproz, din contra, am apreciat tot timpul activitatea la bibliotecă pentru că v-am zis, biblioteca e mai mult decât bibliotecă și mie asta îmi place, pentru că nu e numai împrumut de carte, acolo sunt activități, e un lucru viu. Vreau să vă întreb pentru dumneavoastră, nu v-ați simțit, eu știu, neconfortabil faptul că nu ați putut să aveți o stabilitate cum ar veni, pe funcție, da? Să știți, domnule, 4 ani de zile sunt director acolo, sau 5 câte mandatul, nu am treabă, nu v-a fost frică că ați semnat, eu știu, cândva un act și n-ați avut decizie, poate o întârziat la primărie, știm și noi cum se întâmplă lucrurile la primărie, ba întârzie, ba... Și iarăși vreau să rămânesc un lucru. Eu, de când sunt consilier local, n-am primit nicio științare la dumneavoastră pe acest caz, am aflat cu totul și cu totul întâmplător. Deci, în Consiliul de Administrație, de ce sunt doi membri ai Partidului Național Liberal? Asta înseamnă că nu cred că vreunul dintre membri nu a știut că sunt eu un interimar. În plus, pe fiecare buget este semnat cu director interimar. Da, 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 spuneți că dumneavoastră n-ați știut anul trecut. N-am știut că nu-i scos la concurs. Mă bucur că se întâmplă anul acesta. Deci ne fim clar. Ideea că cineva sta așa din două în două luni să semneze o dispoziție, mi se pare aberant. Din două în două luni. Eu am crezut că nici n-am știut. Dar nu vă reproșez dumneavoastră. Atâta tot. Trebuia să... Cred că era bine dacă am țas pe noi. Și asta, în putința mea, am rezolvat. Deci nu cred că au fost probleme deci care să nu fie rezolvate. Încă o dată. Plus, mi s-a reproșat că mi-am făcut regulamentul de organizare și funcționare așa cum mi-a plăcut să mă avantajeze. Nu, n-am lucrat la regulamentul respectiv. Regulamentul respectiv a fost făcut în anul 2008. Eu nu am modificat nimic. Mirela Ancuța, Dușoara Mirela Ancuța a modificat doar denumirea bibliotecii ca să poată, să fie postul scos la concurs. Deci nu mi-am adus eu deloc acolo. Deci... Deci am ajuns eu subiect în presă, nu știu. Nu vă fac reproș dumneavoastră. Nu dumneavoastră. Deci pentru domnul primar, domnul... Reproșul... Peste 9 ore. Felicitări. Păi nu-i felicitări, pentru că în loc să nu ar fi dar măcar să fiu lăsat în perioada asta să fac treaba. Dar vă faceți seama că eu am reproșul pentru dumneavoastră. Pentru domnul primar, cum poți să ții 10 ani de zi să semnezi în două doluri? Care e întrebarea către mine? Nu, că dumneavoastră cineva a venit și a spus, eu personal n-am primit la dumneavoastră nicio hârtie, dacă ați trimis-o la primărie către Consiliul Local, o adresă. Nu cred că am trimis-o. Înseamnă că cineva a oprit-o. Avem aici colegi, care consilieri locali, care sunt convins niciunul n-a primit o înștiințare oficială la bibliotecă despre această situație. Iar membrii din partidul nostru au știut că eu sunt interimar. Mulțumesc, revenim la buget. Da, e ok. Dacă e ok, mai sunt alte întrebări, discuți. Mulțumim, doamna director. Supunem la vot Comisia Economică, cine este pentru? Învățământ, cine este pentru? Domnul Abramiuc? Da, da. Mulțumesc. Comisia juridică? 4 voturi pentru, favorabil. Urbanist, cine este pentru? Aveți favorabil, 5 voturi pentru. Proiect de hotărâre numărul 9, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură Mihail Sadoveanu Pașcani și a listei obiectivelor de investiții pentru anul 2020. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani.
Doamna director, colegii, dacă sunt întrebări, discuții. Același lucru, doamna director, am văzut la dumneavoastră că spuneți că nu aveți toți banii prevăzuți pentru salarii pe ultimul trimestru și nici banii pentru toate activități finanțate, da? Da. Deci asta este prevăzut și de la bugeti și de la toate activități. Bun, și... Dar, domnul, mă iertați, asta este o activitate care este 99% subvenționată. Nu cred că la un miliard când a dat primăria, acolo, la biblioteca, la Casa de Cultură, să fac venituri proprii doar de 30.000 de lei. Și trebuie să găsim soluții să vinem și cu venituri proprii. Da, dar venituri proprii, domnul... Știți, m-am uitat că am dat mai puțin bani decât... Am dat mai puțin pentru că anul trecut a investiției centrale la 350.000 de lei. Deci a fost centrală, deci banii a funcționat. Am dat la fel. Dar pe total am dat mai puțin, anul trecut am dat 1.192 de lei. Dacă scădem cei 350.000 cât a fost centrală, au rămas pe funcționare 800 și ceva de mii de lei. Acum am dat aproape 1 milion. Deci, dar dumneavoastră s-au mărit salariile? Da, dar noi s-au mărit cu o treime din diferența care... Cu fără lege, nu... Da, e ce în lege, da, mi-ați mergeți pe legea. Cum nici în Joan nu a rămas nimeni fără salariu, la rectificare, da, acum, știți, domnul Zanier, avem alocări bugetare, cred că suficiente de la guvernul acesta. Avem 11 milioane în plus, nu? Cel puțin 11 milioane. Puteam să asigurăm finanțarea la începutul anului. Poate vă asigurăm și din venituri proprii. Poate asigurăm și din venituri proprii. Asta este gândirea executivului. Bine, eu vreau să fie ca și la celălalt, de toate cheltuielile finanțate, cum aș spune, ăștia avem probleme. Celălalt nu poate să facă venituri, da. Dar îi obligăm să facă venituri, parcă mă discutam de cultură, cultura nu trebuie să facă venituri, nu? Acum îi obligăm să facă venituri ca să-și ia salariu. Spectacol sau altceva, nu trebuie să facă venituri. Bine, bun. Da, mulțumesc. Alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu supunem la vot, Comisia Economică, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 5 voturi pentru, 2 abțineri, aviz favorabil. Învățăm cine este pentru. 3 voturi, abțineri. 2, împotrivă, aviz favorabil. Comisia juridică cine este pentru? 3 voturi pentru, abțineri, abținere, favorabil. Urbanist cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Aviz favorabil, 3 voturi pentru, 2 abțineri. Proiect de hotărâre numărul 10 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Pașcani și a listei obiectivelor de investiții pe anul 2020. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Întrebări, discuții, este domnul director prezent. Poftiți, domnul director. Bună ziua. Aș vrea să fac precizare de aici la discuții legate de bugetul de venituri și cheltuieli al clubului. În ultimul timp, în ultimii ani, cel puțin, au existat în oraș fel de fel discuții legate de partea asta, de buget al Clubului Sportiv Municipal. Aș vrea să vă comunic că 30% din bugetul clubului din banii aia ținem activitatea sportivă. Ca să nu mai spun toată lumea că 1 milion de lei se duce doar la fotbal și atâta mă observați. Da, mulțumesc, domnul director. Colegii, întrebări? Domnul director, dumneavoastră am văzut că v-ați pus salariile până la sfârșitul anului, dar n-aveți pe trimestrul 2 și 3 pe partea de funcționare. Închidem activitatea? Am trecut câte ceva, dacă vă uitați, pe partea de funcționare. Da, la 5.000 de lei față de câte celelalte luni, da? Foarte după, puțin. După cum știți, domnul consilier, activitatea clubului este un pic diferit față de celelalte instituții din subordinea dumneavoastră. Campionatele, competițiile sportive au un alt fel de calendar decât cel anual, cum îl știți dumneavoastră, și alte instituții. Cea mai mare parte din competiții se desfășoară în perioada ianuarie, sfârșitului mai, începutului iunie, cel târziu. Există o pauză competițională, după care începe după jumătatea lui august. Din cauza asta am dus cea mai mare parte din bani pentru bunuri și servicii în primele două trimestre. Urmând ca
În funcție de cine rămâne în primele două trimestre, să încercăm să acoperim și cealaltă parte a anului. Dumneavoastră spuneți acum că puteți să acoperiți cu banii aceștia activitatea plăștului anului? În condiții normale. În fața dumneavoastră, la prima rectificare, și o să cerem suplimentare. A, deci asta e... Acum nu ajung banii și mă gândeam că dacă n-am văzut în trimestru 34 de loc bani pe bunuri funcționale, poate vă gândiți să nu mai țineți echipa de fotbal. Avem ceva, nu? Probabil nu în aceeași valoare care v-a ajuns. Care sunt diferența? Diferența e foarte mare, domnul director, de la, de exemplu, trimestru 1, alte bunuri, servicii 85, ați ajuns în trimestru 4.09. Sau... În trimestru 1 avem facturi de achitat la gaz, anume căldură, care știți că iarna vine oricum mai mare decât în trimestru 3 și încercăm să ne rămânem cu facturi de achitate, să apară alte altfel de probleme. De asta am dus. Da. Așa cum arată acum, eu zic că nu e sustenabil bugetul pentru ultimii ani, pentru ultimii două trimestre ar trebui să mai vină niște bani undeva ca să puteți să aveți o activitate constantă acolo. Și profit de ocazie să vă mulțumesc și dumneavoastră. De cât sunteți director la club? 8 ani. 8 ani. Ați dat concurs? Eu sunt numit de către Consiliul Local. A fost, a, deci acolo, nu, cum am ajuns, nu-i cu concurs, acolo e cu numire? E numirea din partea Consiliului Local. Și ați avut un contract de mandat, ceva, acum 8 ani? Nu există un contract de mandat. Este un mandat care Consiliul Local poate să vină tot timpul și să modifice. Sunt la dispoziția dumneavoastră. Adică Consiliul de Administrație. Este Consiliul de Administrație, vin cu o propunere, se poate modifica. Era bine dacă era doamna juristă, acum mă lămurea. Cum e acolo? Acolo nu-i cu concurs? E... Cine numește directorul acolo? Deci 8 ani și dumneavoastră stați la clubul sportiv director, fără concurs. Bine, mulțumesc. Mulțumesc, domnul consilier. Domnul consilier, cum trebuie? Domnul director, cred că ar trebui să definiți foarte clar obiectivul clubului CSM. Și fiindcă activitatea principală la clubul CSM, în mod normal, după cum o văd și eu, este fotbalul, pentru că este sportul cel mai iubit, trebuie să, cum să vă spun, să clarificăm foarte clar ce are de făcut CSM-ul, dar eu cred că voința trebuie să plece de la Consiliul Local și dumneavoastră trebuie să o duceți la îndeplinire. Pentru că se discută în spațiu public acum, domne, avem echipă în Liga 3, cât e de bună, cât nu e de bună, trebuie, nu trebuie, e folositoare, nu e folositoare, aduce satisfacții pentru pășcăneni sau nu. Așa că eu cred că ar trebui dumneavoastră să faceți un demers în sensul ăsta și să întrebați Consiliul Local. Consiliul Local se exprime. Ce își dorește Consiliul Local de la clubul ăsta? Dacă Consiliul Local, prin voința sa, spune, domnule, echipa de fotbal Liga 3 trebuie pentru că avem un blazon, pentru că avem o istorie și că asta trebuie menținut, atunci Consiliul Local își asumă susținerea activității. Cu niște obiective acolo, domnule, trebuie să ajungeți undeva. Adică să nu fiți ultimii. Asta fiecare cred că își dorește să rămânim în Liga 3-a dacă asta se hotărăște, dar obiectivul e să fim undeva, pe la mijlocul clasamentului, măcar. Dacă am putea să câștigăm, ar fi perfect. Dar astăzi, eu din ce am văzut în spațiu public, toată lumea dă vina pe dumneavoastră, bineînțeles. Când nu se face, când ar trebui, când ar trebui, păreri. Păreri, suntem diferiți și avem păreri diferite. Dar cred că obiectivul ar trebui să plece din Consiliul Local. Așa că rugămintea mea este, dacă se poate, să faceți un demers, o adresă, cum doriți dumneavoastră, dacă considerați că este cazul. Dacă nu considerați că este cazul, lăsați-o așa. Să răspundă cu Consiliul Local, domnule, subvenționăm activitatea de fotbal de la Liga 3-a? Și care sunt obiectivele? Și dacă obiectivele nu se îndeplinesc, atunci se discută altceva. Deci ceea ce am spus eu acum, cumva face referire și la mandatul dumneavoastră la club. Dacă dumneavoastră aveți un mandat acolo, cum au ceilalți directori din subordinea Consiliului Local, atunci mandatul ăla trebuie, are niște obiective, niște criterii de performanță, niște obiective. Ele se îndeplinesc, atunci treaba este bună, dacă nu se îndeplinesc, treaba nu este bună. Mulțumesc. Aș vrea să dau un mulțumesc, rog. Ați avut un discuție. Sunteți dumneavoastră un domn consilier care practicați sportul ăsta, da, și nu sunteți departe de adevărurile care sunt în, cel puțin în formă. Aș vrea să vă spun, chiar dacă suntem în Liga 3-a, cheltuim pentru un sportiv care activează la Liga 3-a mai puțin decât se cheltuie pentru un sportiv la Liga 4-a. Deci chiar dacă am fi la Liga 4-a,
a trebuit să cheltuim mai mult. Vis-a-vis de cheltuie, dacă vorbim. Deci să ajungi la o cheltuială de 350 de lei pe lună pentru sportiv la Liga 3, vă spun că nu există nimeni în România. Și nici la Liga 4 nu există. Dacă discutăm din partea financiară, corect, vrem mai mult, vrem Liga 3, vrem să sunt, vă ce spuneți dumneavoastră, o să trebui bani mai mulți. Nu îi avem. Noi cei din Consiliul de Administrație, care tot timpul ne-am asumat răspunderea pentru ceea ce am făcut în bugetele noastre, am spus, domnule, atâți bani avem, aici ne întindem. Și faptul de ceea ce spuneți dumneavoastră, Liga 3 este foarte important pentru un oraș ca Pașcan pentru sport, să rămâne la Liga 3. Ceea ce o să țină de mine tot timpul, o să fac să rămâne la Liga 3. Pentru că trebuie să avem undeva, la un nivel mai înalt să fiu. Așa văd eu. Asta... Am avut un sportiv, dacă tot vorbim de performanță, care a ridicat steagul României cu CSM Pașcan pe spate, la un turneu de tenis în Israel, care nu avem de unde să cheltuim atâți bani că trebuie acolo pentru el. Asta trebuie să vedem. Pentru orice. Eu sunt deschis pentru orice sport, nu numai pentru fotbal. Dar din 12-a competiții la care suntem înscriși în campionatul național în România, 4 avem de alte activități, restul de 8 sunt pe fotbal, pentru că multă lume vrea să joace fotbal. Asta spun și eu. Poate lumea trebuie să... La cel de 66 de ani. Eu vă completez, cred. Deci, lumea să înțeleagă, dacă vrei să faci performanță, performanța în ziua de azi implică și niște cheltuieli. Eu nu zic că nu știu ce se întâmplă acolo, dar trebuie să ne asumăm treaba asta. Adică, ori ne asumăm o anumită performanță și atunci venim și cu un buget lângă corespunzător, sau dacă nu, atunci suntem unii suntem. Dar eu nu cred că decizia este la dumneavoastră, ci decizia este la Consiliul Local. Eu asta este părerea mea. Deci trebuie să plece de aici și să spună, domnule, ăștia, dumneavoastră să faceți un proiect și să spună, domnule, astea sunt două variante. Vreți Liga 3-a, veți între locul 4 și 10, atunci cam asta este treaba, astea sunt obiectivele. Nu vreți să cheltuiți banii ăștia, atunci trebuie să vă asumați și faptul că vom fi ultimii în clasament și trebuie să ne rugăm de fiecare dată să ne primească. Nu se poate să ai, să zicem, calitate fără investiții. Acolo trebuie niște echipamente. Eu am văzut că sunt acolo, poate e săptămânal, dar am văzut. Vă trebuie niște săli de exemplu pentru toți. Pentru forță, dar pentru studiul fotbalului, niște săli de curs, pentru că trebuie să înveți oamenii aia să știe ce sunt și jucători, dar și școală, pentru că nu poți să faci fără să-i implementezi omului, da, în creier ce are de făcut pe teren. Deci e mai mult. Sportul ăsta este ajuns la niște chestii deosebite în ziua de azi. Nu se poate doar așa, dăm două șuturi și am ajuns campion. Am încheiat. Și o observație, ca în toate domeniile de activitate, și în sport, să cam rotesc valorile. Suntem toți tentați, în ce mă privește, chiar cunoscând foarte bine viața fotbalistică, în special din orașul Pașcani, comparăm cu ce a fost, să spunem, acum 25-30 de ani. Trebuie să ținem cont că la acea vreme era uzina mecanică, ceea care ținea toți fotbaliștii cu salarii, care răspundea de tot. Deci era un sponsor bogat și generos în același timp. Ei, de ce? La vremea aceea, fotbalul Pășcan era undeva. Între timp, cei care finanțau acest sport s-au diluat, au plecat, nu mai au nici ei bani. Din fericire să se afirme alte sporturi, iată, lui. Avem trei antrenori federal din Pașcani. Este lucrez care era o lucrare care se va chema campionii de pe Sfânt, în care se continuă trei campioni, trei antrenori naționali de rugby sunt pașcăneni. Tarcan, Tincu și celălalt Gontineac. E ceva pentru noi. Căutând documente în munca mea de cercetare cu feroviar în Cătușii, am descoperit un primul campion pășcănean, celălalt care de văzut, în persoana lui Aurel Ursu Palade, la Universitatea Cluj, campion în 1953-54-55-800 de metri plat. Tot din Pașcani, fotbalist din mare talie, Dan Sălceanu, cetățean din onoarea orașului. De asemenea, din împrejurim, de la Mogoșești, s-a ridicat și de Caia Canoie,
tot de acolo primul campion olimpic din zonă, numit Vasile Matei, care lucra la Roma la vremea aceea, în echipaj cu Panțuru. Deci și la noi se rotesc sportul, dar bine că încă avem valori. Chiar nu contează dacă numai la fotbal. La Pașcan fotbalul pare să fie un sport la ora actuală fără iubitori. Pentru că aia e chestiunea, nu sunt bani. Când sunt sponsori bogați, se poate. Consiliul local greu poate să acorde toată tot confortul, să spunem, pentru acești sportivi. Deci este și încă o chestiune vreau să vă spun, cam toți ne sfiem să vorbim urât despre sport, pentru că nu dă bine la chestia. Dar mulțumim să putem să fim numai de fotbal, ci să fim mulțumiți că sunt și alte sporturi care se atiră în oraș, respectiv sporturi de arte marțiale. Deci, orașul fiind feroviar, avea tradiția fotbalului, acum mi-e venit la tradiție și nu cred că este rău. Mulțumesc. Poate. Mulțumesc, domnule Tavian. Sunt numai un bucan Ion, care fost... Nu numai eu un bucan, lumea este plină de juridici. Ce mai să spuneți și aici, că are din colegi care acum e doar un sport. Noi văd restul anului implicări în proiecte pentru sport, pentru a face ceva, să vin cu proiecte, să se implice efectiv în zona asta. Vin doar acum în campanie electorală și spun că, domnule, trebuie să faceți asta și asta. Nu v-am văzut, eu am reproșat domnului director de nu știu câte ori, că nu e ok să știți prea bine, cu Liga 3, cu Liga 4, la fiecare am reproșat și nu știu. N-am văzut pe nimeni atunci, toată lumea a făcut mâlc, da? Mai sunt alții care au și 8 ani de Consiliu Local, nu au fost ei atitudini până acum. Și nu numai atitudine, efectiv se implice personal în sport și în alte activități. Și acum vine și dăm lecții. Da, mulțumesc, domnul consilier, doamna Vici. Da, eu vreau să spun și remarc faptul că toți se uită la CSM doar pentru performanță, dar rolul clubului nostru nu este doar pentru sportul de performanță. Este, în primul rând, zic eu, pentru sportul de masă, de a promova sport în rândul populației, a tinerilor, a copiilor, indiferent de performanța la care se ajunge. Da? Și dacă zicea domnul consilier Pindilie că trebuie săr de meditații da. Sau ce? Nu. Cursuri de fotbal, da. Ați spus că ar trebui făcut niște sălpi la CSM, da. Unde putem face lecții, sunt și aici, în primărie, le oferim gratis. Deci nu cred că trebuie să construim și ăla e punctul slab al CSM-ului în acest moment. Eu vreau să felicit activitatea, pentru că știu foarte bine ce se desfășoară acolo. Sunt foarte mulți copii implicați pe diverse ramuri sportive și ăsta este, cred că, punctul forte al CSM-ului, de a promova sportul în comunitate. Da. Mi-am adus aminte ceva, că ieri am primit, nu, de la cineva, este în oraș la noi, este o comunitate de sportivi care practică tenis de masă. S-au plâns că nu au efectiv unde face antrenament. Ei participă la niște competiții, am văzut, au luat premii la competiții, cum fac, face... Când s-au accesat, când au vrut la noi, deci au făcut un concurs cu ajutorul... Da, nu, dar ca să se antreneze, dumneavoastră aveți acolo vreo sală de tenis de masă la club? Nu, avem 4 mese de tenis funcționale, care le putem folosi oricând pentru competiții sau antrenamente. Am discutat chiar cu domnii care, cred că de aceeași persoane, cu domnul Dan Dărdan, probabil de... Mai mult sunt, baciu, mai sunt mai mult, da? Le-am spus să stabilească un program. Când vor să vină, mai este o solicitare și din partea clubului copiilor, care tot la fel pentru partea de copii și juniori. Noi ne stăm la dispoziție. Deci puteți dumneavoastră să asigurați acolo la clubul undeva. Ei veniți să ceva, vor să închirieze sala de sport, să plătească, numai să aibă știu că o oră, două pe zi. Când au competiție, pentru că trebuie să faci 10 mese în sală, nu le ajunge ceea ce le oferim noi pentru antrenament. Avem un spațiu în care încap 2 mese, în care poți să antreneze după un program stabilit dinainte. Poți să-i trimit la dumneavoastră? Sigur că da. Bine, mulțumesc. Mulțumesc, domnul consilier Pintilie. Da, cred că mi s-a pomenit numele și cred că și domnul Olariu se refere la mine, dar nu știu, nu are curaj să o zică sau... Da, mă rușinez. Nu, dar vă întreb, ați făcut referire la mine când am spus cu unii consilieri sau nu? Nu știu,
știu, dacă vă simțiți, bănuiesc, vă simțiți că sunteți în curpă. Da. Ei, atunci pot să vă informez că cu modestie am susținut activitatea sportivă de la CSM și pe cifre și pe fapte, sau și pe sume și pe fapte, și verificați înainte ca să, înainte să aruncați, să zicem, cuvinte din astea acuzatoare. Am încheiat, mulțumesc. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul. Comisia Economică, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 5 voturi pentru, 2 abțineri, aviz favorabil. Și am ținut motivat că bugetul trebuia un pic mai mare pentru utilități. Învățământ. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă. Nimeni, aviz favorabil, 3 la 2. Comisia juridică, cine este pentru? 3. Abțineri. 1. Aviz favorabil. Urbanist, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? 3 voturi pentru, 2 abțineri, aviz favorabil. Proiect de hotărâre numărul 11 privind aprobarea bugetului centralizat al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și programul obiectivelor de investiții pe anul 2020. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Este bugetul centralizat, domnule. Da, dar sunt toate 3 piese. Supunem la vot. Comisia Economică, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. 5 voturi pentru, 2 abțineri, aviz favorabil. Învățăm, cine este pentru? Abțineri, împotrivă, 3 voturi favorabil. Comisia juridică, cine este pentru? 3 voturi pentru, abțineri, abțineri, favorabil. Urbanist, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, 3 voturi pentru, 2 abțineri, aviz favorabil. Proiect de hotărâre numărul 12, privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a programului obiectivelor de investiții cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare ale municipiului Pașcani pe anul 2020. Inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul municipiului Pașcani. Discuții. Domnul consilier Haldan. Trebuie să fac o mențiune, trebuia să o fac de la început, de altfel. Noi, consilierii PSD, ne-am întâlnit într-o ședință în cadrul partidului, atât cu domnul primar, doamna viceprimar și așa mai departe, unde am discutat toate aceste bugete, unde am avut în vedere chiar și propunerile venite din afara Consiliului Local și din, chiar de la colegii de la PNL și de la PLN. Am greșit, scuze. Ceea ce vreau să vă spun, deci noi deja am discutat problemele, deci bugetul și tot absolut, fapt pentru care în această ședință, chiar și mâine, punctul nostru de vedere ne l-am exprimat și am fost de acord cu bugetul așa cum l-aveți dumneavoastră prezentat în, în data de astăzi. Pentru că pe site știți foarte bine că arăta altfel bugetul. Acum și colegii de la PNL știu că parte din propunerile dumneavoastră au fost deja incluse în buget. În sfârșit, probabil că nu era tot în urmă. Asta am vrut să spun, că noi am discutat problemele astea și nu mai e necesar să mai intervenim. Mulțumesc, domnul consilier. Dacă mai sunt discuții. Da. Cred că o să ne prezinte mâine, domnul administrator, bugetul. Trebuie să vedem că, cât l-am văzut eu acolo, e un buget generos în ceea ce privește cotele alocate de la guvern. Nu neapărat că le-a dat guvernul, că sunt bani, până la urmă sunt banii pășcăninilor, acele cote din venituri de falcate. Cotele la guvern, deci bugetul anul trecut a fost național, 280 de miliarde și acum 340. Deci automat au crescut sub veniturile generale ale bugetului de stat și automat, pe o proiecție de buget crescută, au crescut și la alocări. Dar să vedem ce încasăm. Am văzut că aveți acolo prevăzut, de exemplu, sume care anul trecut nu au fost deloc. 4 milioane de pentru echilibrare. De la TVA vreo 10 milioane. Anul ăsta cam trebuie cât ați avut. Am avut 7 milioane. Deci sunt vreo aproape 4 milioane în plus. Sunt aproape 10 milioane în plus față de anul trecut.
Asta a permis ca bugetul de investiții să fie aproape 16 milioane din fondul propriu. Deci niciodată n-am avut un buget în care totdeauna la bugetul inițial trăgeam de toate ca să votăm să încapă. Deci acum am prins peste tot. Dacă am văzut eu bine și la un moment sunt prevăzute anul acesta cheltuieli de salarii plăși toamnei. Nu? Da? Nu mai sunt problema de anul trecut. Am văzut pe investiții vreo 16 milioane din fonduri proprii și vreo 9 de pe fonduri europene, deci aia înseamnă buget de investiții. De când sunt eu consilier local, 25 de milioane, n-am văzut. Asta e partea pozitivă. Partea mai puțin plăcută este... Datorită guvernului PNL. Da. A, care, care guvern? PNL. Care? 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 Care a votat buget? Hai, lăsați. Sunt promote câți. Lăsați-o în pace. Dar sunt promote, să ne dea și nouă. Nu, promote. Astea sunt banii noștri. Cel mai bun guvern. N-am reușit să ne identificăm la Bățu, domnul administrator, din partea de RDV. Cât încasă până la urmă RDV? RDV-ința, dacă mă referi strict la apa vitală. Da. Nu mă puteți acum să știu cât se încasează pentru toate RDV-ința, pentru toate condiții. Nu, la apa vitală, de exemplu. Apa vitală. Deci noi avem ca și datorie externă 1.900.000, 1.850.000. Ceea ce, la nivel de an, redevență de la apa vitală înseamnă jumătate, în jur de 9 milioane. Deci asta e pe un an, doi de zile. Noi nu încasăm mai mult decât... Avem acel proces în instanță în care am solicitat, conform ordonanței 19, dacă, ca 119, dacă țin bine minte, să fie acea redevență la nivelul serviciului datorie. Deocamdată nu s-a pronunțat instanța în așa fel încât să știm în caz că vom câștiga să recalculăm tot ceea ce înseamnă redevența restantă sau dacă nu, asta e, rămâne cu ceea ce ni se dă. Și ce vreau să întreb, dar nu-i doamna asta. Știu că avem proces, dar pe 2017 în spate, nu? Deci din 2014 până în 2017, când am acționat în instanță. Câte știu eu, în momentul în care o să decide că suma este întreagă, automat se recalculează. Ei, aici era întrebarea mea, ca să fim siguri, să nu pățim cum am pățit acum, a venit o decizie de la instanță, am văzut că acei 1.400.000 deja sunt prescriși. Cineva văd... Dacă sunt prescriși din 2013, când a venit noi, chiar s-a întâmplat în 2009, vostru primar n-a făcut nimic până în 2013, și noi când am dat în judecat, el era de așa pe rescrisie. Ce să mai facem noi? Deci dacă pe gândirea instanței... Nu a fost la noi, a fost deci, la altcineva. Bun, deci, deci el a primit în fiecare an să ducă la îndeplinire, n-a dus la îndeplinire și în 2013 când am venit noi și am acționat... Era deja prescrisie. Pe ceeași principiu vreau să spun că acum... Ce era să mai facem? Același risc este pentru 2017-2020, da? Deci dacă noi... Bine cum este procesul. Nu știu dacă fundul problemei e aplicarea legislației vis-a-vis de ceea ce înseamnă cât datorie în corespunzător dată cu redevența. În situația asta nu e vorba de nicio prescriție, dar dacă se trece pe sumă fixă ceea ce nu doresc, atunci da, într-adevăr, ar trebui de la partea aproape făcute și refăcute procese. Știți de ce vă întreb? Pentru că noi acum facturăm 900 de mii, nu? Facturăm în funcție de cantitatea care se întâmplă la există. Da, aproximație, cu aproximație. Dacă o să o câștigăm procesul și o să vă zic că nu, redevența e 1.900.000 și noi n-am făcut factură pentru acești 3 ani, din 2017. Dar nu am cum să fac, n-am formule, cum să fac factură, contestat. Dar avem un hotărâre de consiliu local și dacă o să spună instanța că trebuia luat în calcul... Nu, Claudiu, deci cum să-i facturez omului... Bun, eu, doamne, nu spun că mult, dar eu spun să ne punem... Ideea e să contești în perioada aia, adică să nu o leși în... Ținând cont de prevederile... Așa, cum asta, să contești și spui că nu ești de acord că îți plătesc aia. Asociația care așa, ce? E vorba de acela... Îi pui TVA-ul acolo, da? La factura aceea. A, dar nu... Ideea în sine, eu le-am facturat ca și diferență pentru a câte... Au fost două firme, DACO și cu RAGCL-ul. Și facturau între ele cu TVA și au ajuns undeva. Au ajuns undeva. Nu era la vremea aia. Era la vremea aia. TVA la încasare. Nu era. Nu aveai variantă să faci cu TVA la încasare. Să vreau la vremea 2020 pe scrie, dar să cumpați că... Este pe lege, în așa fel încât serviciul datorie să fie la concurență cu credența, așa cum spune ordonanța.
ordonanța, atunci el acte de schimb comerț. În momentul dat de reclamare, în care instanța spune da, se aplică legea și atunci voi plăti stratejență în poate și se duce datorii. Se poate face reclamare pe acordul de atunci el are ce ar putea să facem noi acum, ca să vedem păcat? Trebuie să la mine trebuie să trebuie la juridic să lămurim un pic. Și de ce? Noi suntem, nu fim mai în cup. Noi suntem între 2007 și 2020 consilier local. Trebuie văzut dacă nu cumva trebuie... Facturat, nu. Păi, dar nu știu, doamna zice că sunt două probleme, da? Deci, din punctul meu de vedere, dacă se merge un proces pe lege, atunci se va... factura va veni și câștigăm, va veni recalculare. Da. Dacă se merge pe sumă fixă, zice că nu. Nu am spus că nu, am spus că se recalculează. În ideea care câștigăm, suma fixă trebuie atribuită, sunteți în drept, dar de la data respectivă și până la zi, trebuie alt proces, e altă sumă. Da, doamna director, asta e altceva, cum le amestecați. Deci, asta zic, de fapt să vedem ce dovada că nu, sunteți de, nu suntem de acord cu cuantumul redevenției este faptul că am contestat în instanță. Da. Prin aia se blochează prescripția. Chiar de am acționat pentru 2007 în urmă, da. Și nu și pentru viitor, da. Pentru 2000. Principalul este că noi am acționat, da, că nu ne dă banii, da, la nivelul ăsta. N-are importanță că e un dor jumătate. Nu ne dă banii la nivelul împrumutului. Asta am contestat în urmă. Asta am contestat. Că nu ne dă banii la nivelul împrumutului. Că s-au recalculat un milion, să cum mai recalculează pe aceea, totul altceva. Principalul că am dat unde de aici, unde e tot dacă nu supunem la vot, Comisia Economică, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aviz favorabil? 5 voturi pentru, 2 împotrivă. Nu vă abțineri pentru? Abțineri? Împotrivă? Comisia juridică, cine este pentru? 3 voturi pentru, abțineri, împotrivă. Un vot împotrivă, aviz favorabil. Urbanist, cine este pentru? Împotrivă. Aviz favorabil, 3 voturi pentru, 2 împotrivă. Cu acest proiect am încheiat bugetele, deci ședința comisiilor reunite ar trebui să se încheie aici.